tratați foarte bine. Se vede că vă țin în priză și vă fugărește peliclanul sezonul ăsta și vă menține așa în formă. Cum e sezonul 3? Cum să fie? Ia cam dispărut zâmbetul lui Bebe Măcelaru, pentru că apar tot mai multe probleme în familia lui Tătuțu și trebuie să alerge stânga și dreapta să le rezolve cei apropiați și chiar și cei ai familiei. Au golit casa, cum se spune, de sufletul și trupurile lor, fiecare unui în pușcărie, unui răpit și așa mai departe. Deci crește tensiunea în sezonul 3. Da, și fizic vă pun, nu numai alert așa, e alert din toate punctele de vedere. Am văzut un pic, că ne-au arătat astăzi un pic cei de la Pro, spoiler. Am văzut că vă pun pe treabă, nu numai fizic, ci, numai psihic, ci și fizic să alergați pe acolo, după copii, după ciomac. De un an și jumătate, în mod regulat, merg cu bicicleta, merg pe jos, merg la bazin, altfel nu se poate să rezist la cât ai văzut că mă aleargă în serial. E o bucurie. Spuneți cum a fost colaborarea cu Florinel, pe care l-au descoperit de curând Angel Damian, băiețul acela pe care îl băteați în spoiler. Florinel, un băiețel de, pentru cei de acasă care nu știu, care nu are nicio pregătire în actorie, ci l-au descoperit Angel pe TikTok și l-a adus pe platourile de filmare și l-a văzut că e foarte drăguț. Cum a fost să lucrați cu el? Că el avea multe emoții. E genial. Da? Copilul e născut genial. Are o naturalețe în el cum rar am văzut la un om. Am repetat cu el, doar am repetat textul. Și la filmare, dar el nu știa. Eu îl iau de jos și îl agăț în cui. Și el la filmare, aulă, dar ce facem acum? Și a trebuit să reluăm scena. Și carismatic. Dar are un fel de a da replica, o naturalețe, repet, și e organic, e născut actor. Mi-a adus aminte de Pistruiatul. Dar el e peste Pistruiat. Ăsta mic e peste Pistruiat. Ar trebui să se scrie un serial cu el. Și ar trebui... Și eu să fiu și un personaj acolo. Secundar dumneavoastră și el principal, așa îl vedeți? Eu aș veni într-un serial cu el și secundar în amintirea secvențelor de la Clan. Vă mulțumim frumos. Abia așteptăm să vă vedem din nou. Eu sunt sigură că Peliclanul nu o să aibă adepți, că a mai încercat el să vă dea jos și în sezonul 2 și eu cred că reușiți și sezonul ăsta să zic. Că noi vă iubim așa rău cum sunteți. Știu, am observat. Pentru că Angel Damian, până să încep eu să filmez, când mi-a trimis primul mail, mi-a spus că vreau un personaj negativ, dar iubibil. Da, da. Și, într-adevăr, este iubit Bebe Măcelaru de lume, pentru că are și părțile lui pozitive. Are omenie, are haz, ține cu familia. De fapt, cred că asta ajută mult personajul. Plus că el mai zice cine a reținut. Ești cinstit cu mine, sunt cinstit cu tine.